A fost nevoie de o adevărată tragedie pentru ca unii patroni și șefi de instituții să conștientizeze cât de importantă este respectarea regulilor PSI. Carmen Costec, manager al unei firme care oferă consultanță și logistică în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, a mărturisit că a primit zeci, poate chiar sute de telefoane de la sfârșitul săptămânii trecute. Este o creștere a solicitărilor în ceea ce privește atât consultanța, cât și echipamentele de prevenire și stingere a incendiilor, de la consultanță pentru documentații de avizare-autorizare, dosarele care sunt solicitate pe legea 307 pentru prevenirea și stingerea incendiilor, cât și stingătoare de incendiu, hidranți de incendiu de verificat, sisteme de alarmare, lucrări de ignifugare, chiar și în județele vecine am fost solicitat și, sincer, și noi suntem depășiți. Toată lumea probabil a conștientizat ce înseamnă să ignori reglementări în acest domeniu și care sunt consecințele și vor să preîntâmpine probabil riscurile la care s-ar supune atât din punct de vedere legal cât și moral, probabil ne putem suporta din punctul meu de vedere pe conștiință atâtea decese în situația în care li s-ar produce în spațiu pe care îl administrează, în școli, în instituții, în cluburi, în orice spațiu destinat copiilor, adulților sau persoanelor. Specialiștii le recomandă patronilor și șefilor de instituții să respecte cu strictețe legea privind prevenirea situațiilor de urgență. În primul rând, trebuie să studieze legislația din domeniu. Legea 307 pe 2006 de apărare împotriva incendiilor, normele de aplicare a acestei legi, trebuie să respecte întocmai proiectul pe care îl fac arhitecții, proiectanții pentru realizarea acelor construcții. Trebuie să solicite Inspectoratul pentru Situații de Urgență avizele de securitate la incendiu și după aceea autorizația pentru securitate la incendiu. Trebuie să își asigure un serviciu de prevenire și stingere incendii prin fie angajarea unui serviciu extern în acest domeniu, fie prin nominalizarea de persoane care să se ocupe strict de această activitate. Mai mult, în anumite cazuri, patronii sunt sfătuiți să dea dovadă de precauție și să se doteze cu materiale și sisteme de prevenție suplimentar față de obligațiile legale. Acoperirea pentru aceste spații de săli este de un stingător la 250 de metri pătrați, ceea ce mie mi se pare o greșeală, pentru că nu acoperă, nu este suficient. Bine, este o anexă ca recomandare, dar majoritatea persoanelor, a inspectorilor, când merg în control, a celor care fac scenarii de securitate la incendiu, stabilesc prin scenariul de securitate la incendiu, da, domnule, are 500 de metri, deci două stingătoare. Nu este suficient. Trebuie spus foarte clar administratorului acelei săli că el trebuie să își evalueze corect necesarul de mijloace de apărare împotriva incendiilor prin măsuri compensatorii. Instalații de stingere incendii cu sprinkle, detecția alarmare incendiu, numărul de căi de evacuare în funcție de personalul, de numărul de persoane aflate în acea incintă. Trebuie să aibă hidranți de incendiu, trebuie să aibă un plan de evacuare care să fie întocmit de persoane competente depus la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, aprobat, în baza căruia s-ar putea interveni, dar să facă declarații reale, nu cum s-a întâmplat la Clubul Colectiv din București, unde au zis că sunt doar 80, și normal că s-au dus pregătiți probabil numai pentru 80 de persoane, nu pentru 500. Operatorii economici și instituțiile publice care trebuie să obțină avize și autorizații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot apela la firme specializate în acest domeniu. Gama serviciilor oferite este variată, de la consultanță privind documentația de autorizare până la materiale și dotări obligatorii prin lege. Noi oferim servicii extern de prevenire și protecție, sănătate, securitatea muncii, verificare instalații de limitare și stingere incendii cu hidranți interiori, exteriori, verificare sisteme de detecție, semnalizare, alarmare, ignifugări, materiale lemnoase, textile,
Curățare coșuri de fum, care e un domeniu uitat, dar noi cu tehnologie nouă prestăm și acest serviciu, care e foarte important și pe care, din păcate, pompierii au uitat să pună accent și consiliile locale, că tot lor le revine această sarcină. Facem de asemenea indicatoare de semnalizare, chiar suntem producători, pentru securitate, sănătate în muncă și pentru situații de urgență, pe suport PVC rigid sau flexibil. Printr-o ordonanță de urgență aprobată marți, Guvernul României a modificat legislația astfel încât Inspectoratul pentru Situații de Urgență dispune sistarea activității și sigilarea clădirilor unde nu se respectă normele de prevenire a situațiilor de urgență.